Vă salut! Haideți să vă arăt unde am ajuns. Vă salut, domnul Cristian! Bună ziua! Îmi dați voie să filmez? Da, vă dăm voie. Bine ați venit! Haideți să vă arăt unde am ajuns. Deci, podișoarele care v-am spus despre ele, deja sunt făcute toate? Mai aveți de făcut? Mai avem ultimele. Ia, hai să vedem cum le face acum. Cam cât timp durează? Aici e o serie de 4, peste 20 de minute. Doar laserul. Am înțeles. Restul e parte de așezat, de curățat, de șters podișoarele. Bun, deci altceva ce se mai poate face din acest plexiglas? Din plexiglas se pot face șabloane. Se pot face tot felul de rame, fonduri, de template-uri pentru diverse lucrări. Marcaje, suport de telefon. Am înțeles. De cei care vor codă stupină, se poate face, da? Se poate face și codă stupină, pe normele legea apiculturii. Da. Acolo ce aveți? Noi facem și tot felul de printuri UV, foarte rezistente. E cu o cerneală specială care rezistă la exterior foarte bine. Se pot face panouri de stupină, la fel. Am înțeles. Etichete. Deci alte. Cei care vor să intre să... Și magneți, puneți ceva de magneți. Putem să personalizăm și magneți, da. Avem o afacere care vinde magneți. Site-ul este hover.ro sau supermagneți.ro. Deci care vor poate să intre pe acest site. Sau să sune la număr de telefon. Și atunci va primi informații și despre podișoare. Ne puteți arăta prețurile? Ca să le vedem? Le putem arăta, doar să terminăm partea de gravare, tăiere, lasă. Deci văd că durează ceva, nu chiar simplu. Și chiar durează, nu e simplu așa. Eu mă gândeam că merge repede. Deci 20 de minute, 4 bucăți. Peste 20 de minute. Am înțeles. Bun. Arătați-ne exact site-ul care îl aveți. Deci Magnetic Promo, da? Magneticpromo.ro, magazin de personalizări. Așa. Deci pe prima pagină aici trebuie să ducă în jos. Și astea sunt podișoarele. Deci îl avem pe cel de 3. Deci ăsta e de 3 mm, nu? Da, podișoarele sunt de 3 mm, 4 mm. Deci de 3 mm, podișorul pentru stupul de 10 rame este 32 de lei. TVA inclus? Cu TVA inclus. Deci de 4 mm, 42 și de 5 mm, 52. Și de exemplu, dacă apicultorii o să vadă filmarea mea, puteți face o reducere la cei care văd filmarea? Da, o să ajutăm pe cei care s-au inspirat de la tine, de la Costin. Așa. Un cod de reducere special va fi Costin 2003. Și apreciem inputul și ideea pe care am văzut-o în filmările tale anterioare. Și cât va fi reducerea? Asta e important. Va fi o reducere de 5%. 5%. Deci cei care vor suna, hai să arătăm și numărul de telefon. Deci la numărul ăsta de telefon, cei care vor suna și vor spune că au văzut filmarea Costin 2003, vor primi reducere 5%, da? Da. Bun, mai cam atâta. Ia să vedem ce ne mai arată aici. Acum dacă tot am venit, ne mai arătați ce lucrați. Da, noi ne ocupăm de comercializarea magneților și a produselor magnetice, pe lângă personalizări. Firma este hover.ro. Da. Și puteți să aveți tot felul de lucruri utile, nu doar pentru stupină, ci și pentru alte activități. Avem mături magnetice, avem dispozitive magnetice de ridicat, cu acea manivelă se activează sau dezactivează câmpul magnetic. Avem magneți pentru sudură, unelte magnetice, zona aceasta, tăvi magnetice pentru cuie, șuruburi, jocuri magnetice,
suporți magnetici pentru telefon. Aici zona educațională de magneți și alte produse. Da. Avem gama de vopsea specială, vopsea magnetică, feromagnetică, vopsea de blackboard, whiteboard, se scrie cu marker sau cu creta. Deci și vopsea e magnetică, n-am știut asta. Susține magneți. Am înțeles, am înțeles. Avem o gamă foarte largă de promoționale care se pot face. Pentru stup erau niște magneți de să lipeau pe stup, parcă? Da, sunt magneți de birou, pot fi magneți de birou. Diversi pioni, pini magnetici, mai plați, mai drepți. Sau folie magnetică personalizată cu anumite culori. Tot felul de plăcuțe, indicatoare. Gravăm piele, tăiem piele. Facem magneți de frigider, facem puzzle-uri magnetice. Ok, deci cei care vor intră pe site sau poate să sune și atunci primește informația care trebuie. Sigur. Ah, deci aveți și magneți așa direct. Magneți neodim. Neodim, ăștia puternici, ferită, foarte puternici. Da? Știți că am cumpărat odată, dar am încercat să fac un generator și nu mi-a ieșit. E nevoie de calcule foarte precise. Am fost și la un electrician, am încercat și nu mi-a ieșit deloc. Am vrut să fac un generator din ăsta mai puternic așa și n-am reușit. Organizăm și ateliere copii, doar că acum e perioada cu mai ciudată cu pandemia. De exemplu, am dezvoltat tot felul de aplicații cu scritură de fier. Ca să experimenteze copiii exact cum se comportă magneții în apropierea de diverselor materiale, magneți cu magneți. Și așa mai departe. Și foarte multe informații. Da, deci magneți toate mărimile, nu? Magneți, sisteme magnetice, magneți tip oală, magneți de pescuit. Nu pot să văd asta. Avem clienți care pescuiesc cantități impresionante de fier. Am văzut și eu pe net, da, m-am uitat și eu la chestia asta. Recuperează tot felul de piese feroase căzute în spații înguste. În fântâni. Da. Iar ca puterea magneților, cel mai bine este să vedem aici cât de ușor se desprinde anumiți magneți tip oală. Asta e forța lor. 18 kg. Oficială. 18 kg. Deci acesta micuț așa? Vai. Da. Și te poți să trag? Da. Să nu rup ceva. Prin... Deci asta micuț așa 18 kg. Nu poți să-l trag. Este un secret aici că prin glisare într-o avem parte. 20% din forța lor. Da, forfecare. Deci dacă e așa... Dacă se lasă greutatea în sus sau în jos... Nu pot să... Acest panou l-am construit exact ca să... Deci înseamnă că ăsta... Cât e aici? 110 kg. Extraordinar. Acesta a reușit de mult la un eveniment. Un irlandez bine să-l tragă? Băut. Avea, nu știu, 150 de kg. A reușit să-l ia stând cu picioarele pe panou, că eram la eveniment. Și cred că a prins cu ceva, nu cu degetul de ăla, că n-a putut. A prins cu... Da, o cordelină mai puternică. Dar nu înțeleg, ăștia sunt mai puternici ca cei care sunt aici? Da, sunt exact aceiași magneți. Foarte important, așa se măsoară forța lor în comparație, deci trăgând perpendicular față de o tablă groasă de oțel. Ah. Dacă se folosește o tablă subțire de oțel, nu se închide câmpul magnetic și atunci nu o să... Dar normal magneții ăștia în timp își pierd puterea? Își pierd foarte, foarte puțin. Ei sunt sensibili, foarte sensibili la temperatură. Dacă trecem de 80 de grade, în general, cu magneții neodim, s-ar putea să demagnetizeze total. Forța lor oricum scade un pic, pe măsură ce le crește temperatura. Am înțeles. Dar panoul a fost făcut special ca să-și dea seama oamenii care este adevărata forța magneților, doar că dacă avem straturi de vopsea, o tablă subțire, nu se închide câmpul magnetic cum trebuie, atunci să țină valorile acestea. Da, am înțeles. Și ajutăm clienții să-și configureze propria soluție în funcție de ce au nevoie concret să realizeze. Că se pot face mascări, se pot încorpora în mobilă, în piese de mobilier, compartimentări secrete, să atașeze pe mașină sau pe diverse utilaje sau în casă tot felul de piese. Dar important să fie realizate în condiții de siguranță, adică consultanța e gratuită. Doar să sune... Bun, deci cei care vor intră pe site sau sună și atunci primește informații. Sigur. Bun, mulțumim. Așa? Să văd eu ce mai face aici. Mamă, codișoarele mele aici. Acum le taie.